Sursa de alimentare cu apă pentru municipiul Drobeta Turnu Severin este fluviul Dunărea. După ce ajunge în stația de tratare, apa trece printr-un proces tehnologic prin care devine potabilă și se transformă în una dintre cele mai sigure pentru consum. S-a obținut îmbunătățirea calității apei potabile. Stația de tratare a acesteia, o parte din parametri se monitorizează și online cu ajutorul analizelor de proces. Anual, specialiștii noștri efectuează circa 14.000 de analize fizico-chimice și microbiologice pentru controlul calității apei potabile. Astfel se asigură că apa care ajunge la consumatori este una foarte bună. Referitor la apa care ajunge la robinetele severinenilor, trebuie spus că ea este foarte sigură, este de o calitate superioară. Monitorizarea calității apei potabile livrate de SECOMES a locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin este efectuată de Laboratorul de Analize Apă Potabilă, care este acreditat din anul 2007 și este înscris la Ministerul Sănătății. De 3 ori pe săptămână, laboratorul monitorizează și calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție a orașului, urmărind permanent încadrarea calității apei potabile în cerințele legii. De asemenea, monitorizarea calității apei potabile livrate de SECOM, ESA locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin, este efectuată de Laboratorul de Analize. Laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 și este înscris la Ministerul Sănătății în registrul laboratoarelor care efectuează monitorizarea de control a apei potabile. Consumați apă de la robinet? Nu. Nu vi se pare că este tratat corespunzător? Nu consum apă, nici la țară nu consum, cumpăr din comerț apa. Ce părere aveți despre apa de la robinet? Dacă nu consum, nici nu pot să-mi dau cu părerea. Nu. Din ce cauză nu consumați? Nu mi se pare că este tratată corespunzător? Așa mi se pare, da. Are prea mult calcar, când dacă o pui la fier, după aia rămâne ipricoalb, în urmă e și nu bine. E miroasa clor. Mai multe. Mulți severineni consideră că apa nu este bună de băut, părerile fiind împărțite. Aceștia nu știu de fapt că apa potabilă care ajunge în Drobeta Turnu Severin îi se face analiza odată la 3 săptămâni în laboratoare speciale. În cadrul laboratorului dotat cu echipamente performante conform cerințelor europene, se monitorizează permanent calitatea apei brute pe treptele de tratare, în scopul potabilizării precum și calitatea apei potabile la ieșirea din stația de tratare.